Știm cu toții că vulcanii pot provoca o cantitate masivă de distrugere ori de câte ori erup. Ei pot distruge orașe întregi, cum s-a întâmplat cu Pompei în Imperiul Roman, sau pot să devasteze regiuni întregi, ca atunci când muntele Sfânta Elena a erupt în Statele Unite. Dar dacă un vulcan ar erupe cândva în viitor cu o forță suficient de masivă, ar putea să distrugă toată civilizația umană de pe planetă? La un moment dat în trecut, vulcanii au fost destul de aproape de a face acest lucru. În primul rând, trebuie să înțelegem ceva numit indicele de explozivitate vulcanică, care este o scară folosită pentru a măsura erupțiile vulcanilor. Scara începe de la zero, fiind o erupție relativ minusculă care se întâmplă în toată lumea în mod continuu, până la 8, care ar fi o erupție mega-colosală, cu consecințe zdrobitoare pe Pământ, similare cu un impact de asteroizi care se întâmplă doar o dată la 50.000 de ani. Pentru referire cu privire la modul a cât de puternici pot deveni vulcanii, atât erupția muntelui Vesuviu, care a anihilat Pompei, cât și erupția muntelui Sfânta Elena în 1980, ambele ar fi clasificate ca o erupție de nivelul 5 pe această scară, ceea ce este incredibil, deoarece erupția muntelui Sfânta Elena a eliberat 24 de megatone, ceea ce înseamnă că lucrurile devin mult mai puternice de aici încolo. Probabil cea mai cunoscută erupție vulcanică de nivelul 6 a fost coșmarul Krakatoa din 1883. Vulcanul a fost localizat pe această insulă din Indonezia și a explodat cu o forță uimitoare de 200 de megatone, adică a fost de 13.000 de ori mai puternic decât bomba atomică de la Hiroshima și de 4 ori mai puternică decât bomba Tsar, cea mai mare armă nucleară detonată vreodată de către oameni. Această explozie epică a generat cel mai puternic sunet cunoscut vreodată în istoria umană, spulberând timpanele marinarilor care se aflau la 64 de kilometri de explozie și s-a auzit perfect clar până în Perth, Australia. Aproape întreaga insulă a vulcanului pe care se afla a fost complet distrusă. Explozia a fost atât de puternică încât a trimis recifuri de corali care au rămas în stare latentă de secole pe fundul oceanului, zburând spre pământ ca și cum ar fi asteroizi. Explozia a generat un tsunami înalt de 30 de metri care a devastat restul Indoneziei. Toată lumea din apropierea insulei Sebesi a fost ucisă imediat după aceea și în total până la 120.000 de persoane de pe mai multe insule au fost ucise după dezastru. Au fost găsite schelete umane pe plute care s-au pierdut pe mare încercând să scape. Dar poate cea mai grea parte a erupțiilor vulcanice este cantitatea masivă de cenușă care este pompată în atmosferă, ce poate bloca lumina soarelui și face ca temperaturile globale să scadă dramatic. În cazul Krakatoa, temperaturile globale au scăzut cu 1,2 grade Celsius în anul următor și nu s-au mai recuperat pentru încă 4 ani. Cenușa din atmosferă a provocat efecte optice ciudate care au făcut ca luna să pară ocazional albastră sau chiar verde. Și chiar acest celebru tablou este teoretizat de unii pentru a descrie cum arăta mai exact cerul deasupra Norvegiei în anul următor după erupție. O altă erupție mortală de nivelul 6 a avut loc exact cu 100 de ani înainte în Islanda, unde mai mult dioxid de sulf a fost pompat în atmosfera Pământului în doar câteva luni decât în întreaga producție industrială din întreaga Europa modernă combinată timp de 3 ani. Acest lucru a creat un nor de gaze toxice care a ucis 50% din toate animalele din Islanda, iar ulterior a provocat o foamete ce a ucis 25% din populația umană de pe insulă. Norul toxic s-a mutat apoi spre restul Europei, unde încă 23.000 de oameni au murit doar în Marea Britanie din cauza gazelor otrăvitoare. Dar hai să trecem la erupțiile de nivelul 7. Una dintre aceste erupții a creat cea mai mare explozie văzută vreodată în întreaga istorie, în urmă cu doar două secole, în 1815, ce a avut loc tot pe o insulă din Indonezia. Această explozie a aruncat 400 de milioane de tone de cenușă în atmosfera noastră, care a dus întreaga planetă într-o iarnă ce a durat un an. Toată viața de pe insula unde a avut loc erupția a fost anihilată. Un cerc lat de 600 de kilometri de explozie a fost învăluit în întuneric zile întregi, iar anul 1816 a devenit cunoscut sub numele de Anul fără vară, din cauza faptului că a nins în New York și Maine la mijlocul lunii iunie, iar orașul Quebec a obținut 30 de centimetri întregi de zăpadă în același an. Aceasta a fost cu siguranță o erupție foarte devastatoare care poate a ucis imediat până la 100.000 de oameni, dar este posibil de asemenea să fi provocat foamete la nivel mondial din cauza temperaturilor reci care au ucis culturile din întreaga lume.
Dar cu 75.000 de ani în urmă, un vulcan enorm ar fi putut să ducă omenirea în cel mai apropiat punct de extinția finală. Supervulcanul Toba, situat tot în Indonezia, a explodat cu un nivel de 8 pe scara noastră în aceste timpuri preistorice. A fost de 3.000 de ori mai puternic decât ce s-a întâmplat la muntele Sfânta Elena și a provocat de 100 de ori mai multă cenușă decât explozia de la Tambora din anul 1815. A fost destulă cenușă pentru a îngropa întreg Luxemburgul sub un kilometru întreg de cenușă sau toată Argentina sub un metru. A trimis planeta noastră într-o iarnă de 10 ani, unde temperaturile globale au scăzut cu până la 15 grade Celsius, iar umanitatea a fost probabil aproape distrusă de acest lucru. Este posibil ca populația globală umană să fi scăzut la doar 3.000 de oameni în acele vremuri grele, dar aceasta a reușit să persevereze, ceea ce lasă interesanta întrebare despre ce s-ar întâmpla dacă un supervulcan de nivelul 8 ar explota astăzi. După cum mulți vă așteptați, cel mai probabil și devastator vinovat ar fi supervulcanul Yellowstone din Statele Unite. Întregul parc național Yellowstone ascunde un vulcan de proporții gigantice chiar sub picioarele vizitatorilor. S-au înregistrat 3 erupții vulcanice de nivel 8 în ultimii 2,1 milioane de ani, cu cea mai recentă întâmplare în urmă cu 640.000 de ani. Astăzi există suficientă magmă în sistemul vulcanilor de sub suprafață pentru a umple Marele Canion de 11 ori sau pentru a îngropa Olanda cu un kilometru complet de rocă topită. Se estimează că vulcanul are aproximativ 1 din 700.000 de șanse să explodeze în fiecare an, ceea ce este absurd de puțin probabil. Dar ce s-ar întâmpla dacă și noi am fi absurd de ghinioniști? Ei bine, iată o hartă a potențialelor pagube. Statele Wyoming, Idaho și Montana ar fi în mare parte îngropate sub un metru de cenușă, ceea ce le-ar face pe toate nelocuibile. Oricine nu a fost evacuat din aceste 3 state ar fi probabil uciși în urma exploziei. Salt Lake City și Denver ar putea de asemenea să sufere daune majore și victime. Singura parte a zonei din Statele Unite care ar scăpa de cenușă ar fi sudul Texasului și sudul Floridei. Acest eveniment ar crea probabil cel mai mare mormânt sau cea mai mare criză de refugiați din istorie, din moment ce state întregi vor fi evacuate și se vor îndrepta toți spre est. Vestul întreg al Statelor Unite va fi complet devastat, iar producția agricolă din țară va fi distrusă. Ar fi cel mai mare dezastru din istorie și va duce Statele Unite într-o criză mult mai gravă decât la prăbușirea pieței din anul 1920. La rândul său, aceasta ar transforma întreaga economie mondială într-o criză severă și în combinație cu o iarnă lungă de 10 ani cauzată de cenușa persistentă în atmosferă și rezultatul eșecurilor masive ale recoltelor și foametei, lumea va fi un loc foarte zbuciumat, rece și înspăimântător. Civilizația umană poate fi schimbată pentru totdeauna prin acea erupție și cine știe ce schimbări catastrofale poate avea, dar probabil nu ne-ar sfârși complet ca specie. Viața ar continua într-un fel sau altul, așa cum a făcut întotdeauna. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!